mai fac și o filmare. Nu prea mai mănâncă scrumbia la turnul Măgurele, se pune gigi aici așa. Și țaparina. E 2 fără 20. Țaparina s-a gățat, se băi. Ne chinuim și noi așa. Eu mai ațipisem așa, m-am încurcat la niște linii. Avem și un vapor aici în față. Ne-a Gigi aici în stânga, am zis că mergem la Pristol, ne pregătim pentru un sus încolo. Oricum a fost frumos și azi. De-o prăjeală am luat. Deci de-o prăjeală am luat. Acum s-a mai luat mai rar, mai luat Nea Gigi una. La domiciliu. Nea Gigi salută cu un țânțar. De ce mă nege țânțarul ăla? Bă, dacă am tras-o în pură și am scumpat-o, i-am scumpat afară. Ce-ai făcut? La țânțar, zi-a să nu te trebuie. Deci mi-ai dat în pură și am scumpat afară. I-a intrat țânțarul în gură. Și l-a scuipat afară. Lasă-i mă, Nea Gigi, să ia și eu alea cât de sânge, băi. Aaa, ce m-au cipit și pe mine, mă. Băi, păi tu cipești camera, mă, nu. La care ți-a tras? La aia violetă sau la aia albastră? Doare una de la parola? Uite ce zboară Ligurici, bă. Păi nu o dau cu ăla. Opresc pe asta eu și o dau pe aia cu 15 lei. Nu mâncăm și noi acasă. N-am mâncat deloc. Am promis la familie, fac și-o. Pe aia o dau. Amestecate 10 kg eu? Păi stau bine dacă nu vezi. Când dă star la 6 mai avem. La 6 plecăm, la 7 ajung. A, ajunge. Hei. Facem pur. Aranjăm imediat. Uite-ți în țară ce se bagă aici. Uite, tu, Nea Gigi, dai mai așa ușor. Ți-a dat? O, Nea Gigi, mareș pârlă. Nea Gigi a luat... Poate își dă drumul să mănânce iar după masă. Nea Gigi a luat-o, fiți atent. Mă uit la vârful de la carbon, de la Alin Mitra. Mai luat una și a scăpat-o. Nu înseamnă că e 5 zonă, mă. Unde dați dumneavoastră aici 5 zonă? Păi nu, dar poate începe, știi, ca să... Ațară te-ai culcat. După masa și ce alea bucăți am luat eu? Nu poți să știi. Are toare când începe ea. Ia uite scrumbia. Scrumbia la grătar, Nea Gigi e cu scrumbia, mă. Mai stă de vorbă, mai așa o scrumbie. O mâncăm de vie, mai. Mai facem și un film să le dau Nea Gigi filmele. Nea Gigi mi-a adus sticul, mă, să-ți dau filmele. Să mi-a adus sticul să-ți dau filmele. Și te uiți la film aici cum... Bă, asta se ne-a tot trec cu poșorul la 100 și ceva, da? Când ai fi la 100 de ani să te mai vezi filmele. Te uităm ce zonă. Deci așa tragi, opriți. Fel de fente. Dar vezi că n-a gata aici, ești pe jos, nu? Păi ce o adâncime avea? Dă-i repede fundul.
Dă o joci așa aproape aici. Ai impresia că dă și pe aici? Înțelese. L-am făcut actor pe Nea Gigi. La subiect acțiuni. Dar uite mă ce frumos e salcea asta, zici că e în delta Dunării. Cum? A, da. Am avut ieri niște cu echipe, ieri ne-a cerut și că dați-mi și mie niște scrumbie să mâncăm de la dumneavoastră, că vă dăm noi de la mașină. Eu n-am văzut scrumbie pe la Igi, nici n-am văzut. Zi, bă, zice, auzi, facem afaceri. Lasă că nu fac afacerea asta. Mergeți voi la mașină și prăjiți-o pe aia de la mașină. Păi, dar ce să prăjesc? A, o frige pe aici, da. Da. Mă, scrumbia e o delicatesă, nu se dă... Bă, da, putea să-mi dea și bani pe ea, dacă nu se dă, nu se dă, ce vrei. S-a închis magazinul. Zic, dacă le-am zis că nu se dă, nu se dă, s-a închis magazinul la vânzare de scrumbie. Venea cu grătarul aici, făcea foc, făcea tot, știi, și... M-am uitat să rupe la mașină. Bă, Gabi, dă-ne mă câțiva peste, pune, că până ce să faci, poți să-ți aducă. Da, că îi prindem noi, mâine. Nu, îi avem la mașină, am uitat să-i luăm. Da. Tu poate atunci îi dădeai. Da. În cazul ăla. Da. Zicea dacă omul făcea și... Zătea, își făcea pești, plecam cu tot, nu are de ei, da. Și nu se mai întorcea. O ținea drept înainte. Deci ăștia te-a furat pe tine la tine. Da. La tot. Eu te-am mirosit. Exact cum e Tom cu Jerry. Tom cu Jerry în acțiune. Uite, dacă te cași pe tine, era miros. E, da. Bă, nici mă auzi să mai mă joc și-o alea, că băgai pe astea, zisei că mai fac și-o ceva, da. Dacă nu mai e scrumbia, s-o fi dus la pristol. Bă, dacă ar fi prins... Pusă și la chestul, nu era, mă, nimic. Nu prindea, avea trei plute atârnate și ținutul în curent, așa. Ia, urca scrumbia, îți dai seama că azi e 12 mai. De când prinde ei la Severin? Noi am fost pe 3 mai, parcă la... Pe 5 mai la Severin. 5 mai. Și acum e 12. Păi, auziți, noi am fost pe 5 mai într-un an la Severin și prindeam foarte bine. Dar acum suntem pe 12 mai, vedeți? Deci, a mai trecut o săptămână de când ne ziceam. Păi oricum, băieții prind, nu... Am informație că a luat 22 kg după mapă. Vezi, tot după mal, mă. Păi da, mă, dar acolo se oprește toată, ce vrei. Tot ce a urcat aici, a rămâne acolo, păi îți dai seama cum e acolo. Acum, dacă dai, ai niște pe lumea. Auzi? Deci o să iau oxigen, bățul ăsta de oxigen la carbon, cu dai cu el și pe acolo. Îți place asta. Adică... O moară de mână, dar nu o arată să dau și cu ale mele. Dai și cu al mata. Dacă nu în caz că nu simți ceva, că nu merge... Da. În caz că simți că nu merge... Dar ai văzut ce acțiune de vârf are și ăsta cum aruncă? 40-100. Da. Dar ai văzut ce frumos aruncă și asta cu vârful? Pac! Și rămâne așa. Azi mă, că aia tot am căzut, am pe aia trescut pe care. N-au ce frumos o luam cu ea. Da. Bă, când punea gura pe ea, se simte de ploaie, că anunță după ploaie. Uite ce nor frumos acolo. Anunță ploaie, să știi. Da. După masă. Păi poate simte. Ne cărăm, nu? Nu mai stai, ne cărăm? Nu ne cărăm. La 6 plecăm. La 6 fără un sfert mâncăm, strângem, la 6 plecăm. Ne luăm la revedere, că revenim după data de 25 ca să dăm și noi la un somn, la un crap aici, la...
frumos la pădure. La pădure. Nu știu dacă îmi mai vine pașul. De ce? La crap? Mă duc la lacuri, mă, să dau. La lacuri. Păi ăsta nu e lac. Ăsta e un lac mai mare. Frumos, da, mă, dau un somn aici să te lăuși, nea, Gigi. Că mă arunc pe el cu cuțitul. Unde e cuțitul? A pierdut cuțitul. A, bă, lă, ce ghiniu, mă. 20 de ani. 20 de ani ai ținut cuțitul și azi, ieri a dispărut. Te duc cuțitul. Păi, cu ce te mai luți cu leu? Ai cuțite. Cu leu ești, dacă ești, vine leu și ești aruncător de cuțite, n-ai treabă. De suliți. De suliți. E, dacă ar veni un leu, ai avea curaj să te păscă el? Ai? N-ai avea? Vre... Nu trebuie să pui gura pe tine, dacă a pus gura pe tine, ți-a crăpat cam. Păi, dar vrei să-ți dau eu un pont... Dacă îți dă o labă, vă vrea, destul are cel puțin 500 kg poți în labă. Auzi, știi cum ți-l bate pe leu? Și cu gheara când te și tai, zic că a dat cu lame de puțin. Auzi, știi cum ți-l bate eu pe leu? Păi eu le-am iau în buzunar, bă. Păi nu, da. Eu am o metodă simplă de ți-l bat pe leu, cade jos imediat. Da. Auzi, apli metodă... Te dezbraci. Și îl așteaptă. Auzi, dai tine jos de titoare, spune-o și pune-o. Îi pui cizul în față și pune-o. Se vede ce grimasă face. Ce era voi? Se vede ce grimasă face și pleacă. Nu mai văzut nici acum. Băi, Nea Gigi, tehnica ninja se face așa. Iei un pumn de nisip, îi arunci în oi și gata, l-ai orbit. Ia-i la față. Poți să-i dai până nu pune de clănțăne o leacă, nu te lasă, să-și mănâncă. Să te ia de fund o leacă. Deci, bata, când îl vezi, fugi cu fundul în față sau cu fundul în spate? Eu când văd leu, da. Păi bune acum, păi dacă vine realitate. Dacă văd un leu, dacă nu mă doare mijlocul și e leu, curată, leu și bag în urmă. Dacă nu m-a pierdut un leu, că s-a plecat pentru 10.000 de euro. Dar vezi, nici varianta cu pomul nu e bună să te zică, să stai în pom și ăla, ha? Nu se urcă leu în pom? Dar dacă copacul e mai mare așa, de picoaje, cum e fruta asta și înclinat. Deci am găsit soluția, dacă mă duc în junglă, plec cu pomul după mine. Când vine leu, mă pun pomul drept și mă zic în pom. Păi da, dar nu e lângă mine, deci dacă sunt mers și n-am pom, așa plec cu pomul după mine. Deci cu pomul odată. Mă, dar trebuie să fie o soluție să te bașculești. Singurii care se bag cu lei... În afară de pistoale, zic. A fost el. Auzi, dar dacă tragi cu pușca, auzi, să sperie? Dacă tragi cu pușca. Dacă tragi cu pușca în el, dacă nu lovești în cap sau în inimă direct, ești aproape de el, tot are timp să vie să te clănțe în oraș. N-ai văzut? Nu, da, zic așa, mergi prin junglă, mai tragi cu pușca. Mergi prin junglă, mai tragi cu pușca să se sperii. Trebuie 2-3 gloanțe ca să... Nu, deocamdată nu. Cei mai curajos, adică sunt... Suntem la cafea de după amiază. Ai văzut vânătoare de lei a boșinașilor? Cu sulița. Așa. A, cu sulița? Așa, de a, ei sunt mai mulți. Și nu mai poate să fugă de peste cap, că nu s-a iese pe el. N-are mult să mă duc. Dar n-are nici cum să-i atace, că dacă vine, intră în suliță. Aruncă către el. Mai dacă, păi nu că face cerpe, dar ești din față, dar și din lateral. Aha. Dar până azi se poate pe de-aia din față, n-ai tu. Trebuie să-i poate dai cu... Pentru că după aia se întoarce și fugi. Suliția de aia de război, să fie ca Ulise, să dai să intre în el toată, să iasă pe purge tot. Da. Să-l pui în curau, că n-ai. Auzi, dar o bandă de-aia cu electroșocuri? Baston de ăla? Bandă. Baston, da, dar până da în el să-l dai tu cu electroșocul, tot te omoară. Numai grămadă de 200 și la kg, vrei poate nu. Păi el când sare să te dai într-o parte și pui bastonul pe... Dacă da, să ai sânge rece. Auzi, dacă nu e capătezi, dacă n-ai putin fart. Aia da, mai ai timp, dacă nu... Dacă n-ai făcut din fart. Da. Dacă mai ești viu. A dat scrumbia? Cu genul ăla, dacă ești viu,
E, și uite așa, fiind mai o 15 minute. Dar Gigi, hai că mai vorbim, da? Ne vedem la izvoare. V-am lăsat sănătate, numai bine. Revenim cu următorul film. Să vedem captura zilei.